Salut! Sunt Emil Ramută, de la Gadget.ro și astăzi fac unboxing-ul lui OnePlus 6. Un telefon ce iese în evidență prin faptul că aduce specificații hardware de top la un preț mai bun față de flagship-urile momentului. Spre exemplu, OnePlus 6 costă undeva în jurul la 2400-2500 de lei, începând de la configurația de bază, în magazinul online oficial ce livrează și în țara noastră, iar un telefon concurent, în genul Samsung Galaxy S9 Plus, costă de la 3500 de lei în sus. Destul cu vorba, hai să desfacem pachetul sosit din DHL. Am comandat și două puse, una pentru OnePlus 6 pe roșu și alta pentru OnePlus 5T, tot pe roșu. Ceva informații legate de transport. Să știți că sosește destul de repede prin DHL. În 2-3 zile, dacă alegeți transportul rapid, aveți produsul deja în țară. Așa arată pachetul de retail pentru OnePlus 6. Nu sunt diferențe majore în ce privește designul cutiei în care sosește telefonul, similar cu ceea ce avem și la 5T. Câteva din informațiile sale: OnePlus A6 Mi 3 în varianta Mirror Black cu un spate lucios. Telefonul are 64 GB spațiu de stocare, este varianta cu 6 GB de RAM și 64 stocare. Știți că este și modelul cu 8 GB de RAM, 128 stocare și așa mai departe. Haideți să îl vedem. Și acum să-l vedem pe OnePlus 6, varianta Mirror Black. Un pachet foarte îngrijit și așa cum OnePlus ne-a învățat până acum. În pachet găsim o husă de protecție din plastic transparent, similar cu ceea ce avea și 5T în pachet. Vedeți? Mai sunt ceva manuale cu instrucțiuni de utilizare și cablul USB Type-C USB, un cablu așa mai solid. Este cea mai performantă tehnologie de încărcare rapidă la momentul ăsta. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, e suficient să vă uitați în testele făcute de către diverse publicații, site-uri, bloguri de tehnologie și așa mai departe. Dash Charge, ce alimentează la 5V 4A. Acesta este pachetul, hai să vedem telefonul. Știți că de data aceasta și OnePlus a adoptat un decupaj în partea superioară a ecranului. Vedeți culoarea, Mirror Black. Camera duală din partea spate, cititorul de amprentă, sigla OnePlus. În partea superioară nu avem niciun element de conectivitate, în lateral dreapta power și sliderul ce permite activarea modului silențios, o schimbare față de generația trecută. La bază avem portul USB Type-C, difuzorul și jack-ul de 3.5 mm. Nu renunță la jack-ul de 3.5, reglarea volumului fuge pe partea stângă și avem în această zonă și slotul pentru dual SIM. Hai să ne uităm puțin și la OnePlus 5T, să vedem ce au schimbat din punctul ăsta de vedere. Da, și atât OnePlus 5T cât și OnePlus 6 vin cu o folie de protecție montată direct din fabrică. Uităm pe partea spate, vedeți camera ce la 5T era cumva în colțul din partea stângă, la 6 este poziționată central. Cititorul de amprentă cu o formă ușor diferită, circulară la 5T, vedeți? Versus o formă așa mai dreptunghiulară, să spunem, rotunjit, un dreptunghi rotunjit în cele patru colțuri la 6. Și observați că aici avem o versiune mată, aici avem sticlă în partea spate.
În ce privește îi spune elementul de conectivitate, v-am zis, aici aveam doar power pe lateral, aveam power și slotul pentru SIM pe lateral dreapta, acum avem power și sliderul pentru silențios, modul activare rapidă a modului silențios pe partea dreaptă. Pe stânga aici aveam sliderul, la 5 aveam sliderul plus reglarea volumului, acum avem slotul pentru SIM și reglarea volumului. Schimbări minore, la bază avem aceeași dispunere, observați, USB Type-C, jack de 3.5 și difuzor. Revin la 6, îl pornesc pentru prima dată. Cu ocazia asta, hai să testăm și aceste puse, să vedem cum vin pe telefon. Prima dată pentru 5T. Foarte soft așa la atingere. Chiar îmi place cum schimbă fața telefonului. Plus că îl și projează destul de bine și îți dă un grip, nu simți că mai alunecă din mână. Foarte frumos. Hai să vedem aceeași husă și pentru 6. Sunt huse achiziționate de pe magazinul OnePlus. Puteți folosi un cod la achiziția telefonului, un cod ce vă aduce o reducere de 20 de euro, bani pe care puteți folosi pentru o astfel de husă. Foarte frumos și la 6. Vedeți și în partea spate. Chiar îmi plac husele astea. Și chiar își merită suma investită în ele. Sunt ceva mai scumpice la 6, zicem, dacă îmi permiteți termenul. Bun, hai să vedem cum arată OnePlus 6 la nivel software. Telefonul rulează cea mai nouă versiune Android. Luminozitatea la maxim pentru ecranul AMOLED. Acestea sunt toate aplicațiile preinstalate. Bloatware inexistent din punctul meu de vedere. Setările rapide. Setările telefonului cu un design ce amintește clar de Android, un stadiu nativ, cu mici tips and tricks pe care le aduce OnePlus pe telefoanele sale. Observați Android 8.1 Oreo preinstalat. Un telefon cu hardware de top și cu un mic notch în partea superioară. Vedeți aici, generația anterioară, OnePlus 5T, în partea stângă, în partea dreaptă OnePlus 6. Mai multe detalii veți găsi în review-ul ce va fi postat pe site, sper eu cât mai curând, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi cât mai bună, la revedere!